Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Avem și pentru astăzi o ofertă care ne va duce în Anglia, în Italia și la noi în fotbalul nostru, în Cupa României. Începem însă cu meciul de Premier League, Tottenham-Manchester United. Meci important pentru lupta celor două echipe pentru loc de Champions League. Man United s-a calificat în finala Cupei Angliei. E în regulă, a câștigat Cupa Ligii, e și mai în regulă, însă mult mai în regulă ar fi dacă la sfârșitul sezonului, perfect ar fi dacă la sfârșitul sezonului, echipa ar fi pe loc de Champions League. Pentru că ăsta e obiectivul. Degeaba câștigi Cupa Ligii, eventual poți câștiga și Cupa Angliei, deși finala cu City nu-i deloc simplă, dacă în sezonul viitor nu te regăsești printre cele mai bune echipe ale Europei. Ăsta e obiectivul lui Man United. Ăsta este și obiectivul lui Tottenham, numai că după ceea ce se întâmplă la Tottenham, lucrurile sunt departe de a fi pe drumul cel bun. Și-a dat Tottenham afară și antrenorul interimar, italianul Stellini, cel rămas după plecarea lui Conte. Și asta în urma dezastrului din meciul cu Newcastle. 5-0 a fost la pauză pentru Newcastle în weekend, 6-1 rezultat final. Man United, în schimb, ne uităm aici pe cote, e un pic favorită, este suficient de mult echilibru. Jucându-se însă pe terenul lui Tottenham, în fața propriilor suporteri, cu dorința celor de la Spurs de a mai spăla puțin rușinea, dincolo de faptul că au achitat, au plătit costurile deplasării suporterilor la Newcastle, își vor dori să-și ia acum o revanșă. Man United, pe de altă parte, are un parcurs ciudat, atât de prost, împotriva echipelor din partea de sus a clasamentului, în deplasare. N-a luat niciun punct cu echipele de pe primele 7 locuri în deplasare pe terenul acestora. Nu vom merge pe rezultat aici, o să vă propunem un pic altceva, o să vă propunem un super pariu. Mergem însă pe anumite lucruri. Ne uităm la goluri. Goluri, media golurilor pe meciurile jucate, nu goluri marcate de cele două echipe, media golurilor în meciurile jucate de echipe, înscrise așadar, marcate plus primite. Spurs are o grămadă de goluri primite. Media de aici, în vreme ce la Manchester City, de exemplu, media e dată de media, locul fruntaș e dat de golurile marcate, la Tottenham e dat de golurile primite, are mai multe decât echipele de la retrogradare, Tottenham goluri primite, ceea ce ne îndreaptă spre o direcție. Imediat o să vedem o altă statistică. Statistica loviturilor de colț în ultimele 10 meciuri directe, cornerele în ultimele 10 meciuri directe și după ce am văzut asta, destul de multe cornere, cu o singură excepție, acest prim meci. Mergem mai departe și vedem golurile reușitele sau nereușitele lui Harry Kane, singurul care a luat cât de cât o notă de trecere în eșecul, în dezastru de la Newcastle. A fost Harry Kane care a dat totuși golul. Presa din Anglia, jurnaliștii englezi își puneau problema dacă prin mintea lui Harry Kane nu trece următorul gând: ce mai caut eu aici? Deocamdată până la vară mai e. E aici, e la Spurs și văzând aceste statistici ne ducem cumva spre el. E și Rashford în meci, dar am tot pariat pe Rashford. Vine și după accidentare, lucrurile parcă nu mai sunt ca înaintea accidentării. În schimb, Harry Kane e în formă și mergem pe ideea că va da gol și super pariul se leagă de asta. Se marchează așadar peste 2,5 goluri în meci. Observați că nu ne ducem spre rezultat. Peste 6,5 cornere în meci și gol marcat oricând de Harry Kane. Cota super pariului este de 3. În Italia se joacă returul celeilalte semifinale. Fiorentina Cremonese cu echipa lui Chiricheș, dar fără Chiricheș. Nu va juca în această partidă. Cu echipa lui Chiricheș, având așa o șansă oarecum teoretică după rezultatul din prima manșă, e foarte sigură, aproape sigură, hai să nu fim, să mai lăsăm și o doză așa de risc acolo, să nu avem certitudini. E aproape sigură de calificare Fiorentina, Cremoneze e cu gândul altceva în momentul ăsta. Însă, hai să vedem
O statistică interesantă, apropo de echipa din Cremona. A dat gol în 7 din ultimele 10 meciuri jucate în deplasare. N-a dat gol la Napoli, n-a dat gol la Verona, n-a dat gol la Udinese. În schimb, a dat și nu puține goluri în celelalte partide. Apoi, ne mai uităm la altceva. Tot spre Cremoneze ne vom duce. Cornerele acestei echipe în ultimele meciuri jucate în deplasare. Și aici observăm destule lucruri interesante. Meciul cu Roma a fost ceva mai problematic din acest punct de vedere. Așa că ne ducem spre Cremoneze la superpariul nostru. Poate surprinzător, dar vor încerca și ei să aibă un cuvânt de spus. Spre Cremoneze așadar ne ducem. Superpariul este cu gol marcat și cu peste 2,5 cornere în această partidă, pe cotă de 3,50. Și ajungem la meci de la noi, Universitatea Cluj-UTA, ce vă spuneam, cea de-a doua semifinală de la noi din Cupa României. UTA cu un nou antrenor, Mircea Rednic, numai la asta, de asta n-avea el chef acum, are cu totul alte gânduri, are cu totul alte preocupări, are cu totul alte probleme. Favoriți cei de la Universitatea Cluj, care au și ei emoțiile lor pe de altă parte. Ne uităm imediat la rezultatele celor două echipe. Pe teren propriu Cluj, în deplasare UTA, că asta ne interesează pe noi. Pe teren propriu Clujul stă bine, 5 victorii și o singură înfrângere plus 2 egaluri. În deplasare UTA nu știe ce înseamnă victoria, 4 înfrângeri și cât de cât 3 rezultate de egalitate. Vă mai propunem un grafic, vedem cornerele clujenilor la meciurile de pe teren propriu, cumva raportul cornerelor la meciurile de pe teren propriu. De fiecare dată, dacă ne uităm la meciurile cu, adăugăm și meciurile cu UTA din sezonul regulat, de fiecare dată din ceea ce s-a jucat până acum în campionat, Clujul a fost echipa cu mai multe cornere. Și ăsta este și pariul nostru. Mizăm pe Cluj și mizăm pe faptul că echipa lui Ioan Ovidiu Sabău va avea cele mai multe cornere. Câștigă așadar Universitatea Cluj și va avea cele mai multe cornere. Cota acestui super pariu este de 4,75.